It's ok, it's ok here, it's ok here. Ne-am dat seama că e departe, m-am dat jos și am alergat în piață și acolo am văzut steagul. Everybody, uite steagul, mama lui e steagul, unde e? Am ajuns la steag, am ajuns la misiune. Lamba Macan Cherupuc este un concurs distractiv care se practică la sărbătorile duminicale. Este vorba despre cine poate mânca cel mai repede gustări locale, agățate fără să-și folosească mâinile. Trebuie să vă întregeți cu un jucător local și trebuie să câștigați cel puțin un joc. Asta depinde de rezultatele partenerului vostru la cel de-al treilea joc. Căutați-vă un adversar. Întâi judecător o să vă arată unde ați putea să atârnați gustele cu ajutorul unei sfori. Ele trebuie să ajungă la înălțimea nasului. Luați plicul cu numele vostru și veți afla care a fost rezultatul ultimului joc și ce presupune acesta în ceea ce vă privește. Deci, this is mine, Nicolae. Trag plicul că scrie numele meu Nicolae pe el. Ce să vezi? Partenerul a câștigat! Tu va trebui să câștigi o întrecere. Deci, iar a câștigat Sorima? Nu pot să cred, bă, ce finuț am să-mi bat picioarele, bă. Sunt bucuros pentru el a câștigat și acum mă gândesc să câștig și eu, să nu dezamăgesc nici eu pe el. Pentru că aici cam așa e, adică ai vrea să el să te ajute, dar la rândul tău și tu vrei să-l ajuți pe el. Hai! Avantajul e că Sorin a câștigat și am de jucat doar o rundă, ceea ce pentru mine e foarte important. Nu mai chiar vreau aici, că e vorba de timp astăzi și de cartoane. Hei, bugă, baie! It's enough! Judecătorul la un moment dat își leagă grisinele alea, ceva spirale de mâncat. Erau vă patru fetițe, am luat-o pe cea mai slabă, zic, asta sigur nu mănâncă mult. Dar cu toate că, eu cât am fost mic, am fost slab și am mâncat non-stop. Să mai contează, o mănânc și gata. Am uitat că au călcat acum 30 de secunde omul în picioare, în picioare pe scaun. Păcând, se uită la omul la mine, ia mâna la fetiță ca la box, în linie box, și ridică mâna la fetiță. A, mi-a spus că nu trebuia ca eu să rup cu dinții prăjitura aia mea. A trebuit să o luăm de la capăt. Hai, da! Wait! Asta așa o satisfacție personală. E așa, satisfacția asta, tabu, am tras până aici și uite că am fost prima care a atins steagul. Dragilor, Lomba Macan Cherupuc este un concurs distractiv care se practică la sărbătorile duminicale. Partenerul tău a pierdut al treilea joc, fiind pe ultimul loc. Asta însemna că eu trebuie să câștig 3 runde la această probă cu mâncare. Dar cum ăsta să nu piardă el? Eram foarte supărată pe Mișu. Partenerul tău nici nu a câștigat, nici nu a pierdut. Tu va trebui să câștigi 2 întreceri. Mă-l făiam non-stop și mă jucam un pic cu ea. Normal că eu mestecam în timp ce mă jucam așa. Mă-l făiam non-stop, deci eu nu stăteam. Am mâncat frumos, elegant până la capăt, ea n-a mai putut să mănânce, am câștigat. Vă aștept la alun-alun, la majang. Dar trebuie să vă spun că mai există cartonașe cu zietez prin piață. Puteți căuta înainte să plecați. Deci nici nu mă gândesc să plec de aici fără cartonașe. Deci cât fac eu treaba asta, e și Oana. Dar încă e la mâncare și eu atunci zic, am un pic de avans față de Oana și mă duc să-mi caut cartonașele, pentru că e important. Acum, hai, vin încoace!
Erau fete mai mari care zicea, ia-mă pe mine, ia-mă pe mine, ia-mă pe mine. Zic, nu, voi sunteți prea mari și prea experimentate, că păreți dornice să vă întreceți cu mine, nu voi. Unul de ăsta mai mic și mai neexperimentat. Hai, cel mai greu nu era de mâncat, cel mai greu era să prinzi cu gura, pentru că bătea și vântul, sărățea asta era foarte ușoară, se clătina. A fost și distractiv, cumva. Adică aveam și copiii în jurul meu și ideea de a te întrece cu un copil. Destul de complicat. Atât de complicat încât am și luat bătaie la prima rundă. Fetița a ieșit câștigătoare, o fetiță pe care eu am prins-o foarte timidă și foarte nepriceput. Greșeala mea. Așa că am început și runda a doua. Același copil, pentru că aveam voie să schimb copilul doar dacă eu câștigam proba, ceea ce nu era cazul. Mai am încă o victorie de făcut, pe care fug de aici. You are too big and too fast. I'll choose her. Come with me. M-am apucat de a doua probă, am ales o altă fetiță, care era un pic mai linuță la față și mi se părea mie că se mișcă foarte încet. A început să bată vântul foarte tare, eu alergam după el, ziceai că sunt disperată cu gura. Numai era un haos, erau cu ochii dați peste cap, deci nu mai puteam. The wind is... Mamă, deci mi-a luat o grămadă până am reușit să iau prima mușcătură. Nu reușeam să prind de la cu gura. Prindeam și mușcam niște bucăți imense, mai știam că se bagă în gură, deci le simțeam că la un moment dat era un colț care mi împingea mâncarea la altă și nu mai intra și eu tot împingeam ca să mușc cât mai mult din el. Din fericire am ales bine cele două fetițe care s-au mișcat lent, nu erau foarte înfometate și nici atât de competitive. Bineînțeles, având în vedere că noi suntem cu un minus de zei, m-am dus direct în piață și am început căutarea. O, Doamne, unde or fi? N-am văzut nimica. Vreau să văd ce... A! 50, mi-a căzut când am scuturat aici. Nici nu mă gândesc dacă pierd timp și nu mă interesează dacă pierd timp, pentru că nu caut încet, adică sunt destul de agitat, nu stau pe loc cumva. O rundă câștigată, asta însemna că trebuie să mai câștig două ca să pot să plec de la această misiune, pentru că nu-i așa? Mihai al meu a avut grijă să mănânc tot și să mă fac mare aici în Asia Express, așa că era și momentul să schimb copilul. But you know, I need to win, yeah? You stay here, you eat a lot. I need to eat and to go, ok? And to stay here all day long and you eat, ok? Din nou vântul bătea. Eram cu ochii acum și pe adversară, că nu îmi permiteam să scap din nou ca să văd și rapiditatea cu care rupe, ca să pot măcar să țin pasul cu ea. Și... A pierdut! Marele meu noroc a fost însă că a tras mai tare din acest crevete și s-a desfăcut sfoara și a căzut crevetele pe jos. Ceea ce m-a făcut pe mine câștigătoare. You, yeah? You. Come on. Go. Yes. Și a început din nou chinul. Deja eram sătulă. No, wait. Hello. Ah, a venit Ioana. Ha ha ha!